doamna Dăncilă, prim-ministrul României, se aude? Abecedarul? Haide-mă prea singură, că v-am adus niște sămânțe. Noi suntem. Noi dorim justiție, nu corupție! 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 Prin alte țări, cum ar trebui? Politica înseamnă viitorul țării.
Politica înseamnă creșterea copilului, știința, sănătatea, cultura. Noi avem ce avem cu politicienii corupți, nu cu politica. Politicienul este de vină, atunci trebuie dat jos, pus în locul lui un alt român cu politicate și onoare. Ceea ce până acum niciun politician din PSD, din ALDE, din UDMR și din alte partide, nu corupție, justiție, nu corupție, justiție, nu corupție, justiție, nu corupție, justiție, nu corupție. Corupția din țară. Dăm în fața monitoarelor, dăm like-uri, spune bravo, nu așa se câștigă demnitatea, nu așa putem câștiga o țară, stând în fața monitorului, ci din potrivă, ieșim toți în stradă, să fim un grup puternic, deoarece corupții din actuala clasă politică se tem de noi, cum sunt. Când suntem mulți, uniți, puternici, numai uniți toți, putem învinge orice sistem! Cine știe? 84 de lei pe lună, adică 30 ceva de euro sau nu știu cât. Da? S-a refuzat până și mărirea alocației la copii. Copiii sunt despre cei care vorbim. Copiii sunt cei care vor veni, nu noi. Copiii sunt cei de care își bat ei joc în fiecare zi. 84 de lei pe lună, 3 caiete și o gumă de mestecat. Rușine să vă fie. Și godilor, rușine să vă fie. Nu sunt o țară când un inculpat, un infractor are mult mai multe drepturi decât partea vătămată. În ce țară trăim? Cum putem suporta ca un copil să plătească masa de prânz la școală și când un inculpat să-i se plătească masa și cazarea din banii noștri? Nu se poate! Viitorul țării nu este prin inculpați! Copiii noștri sunt viitorul acestei țări! Salariile! A spus că s-au mărit! S-au mărit doar pe foaie! Că realitate a scăzut! Toate prețurile s-au mărit! Salariile au scăzut. Nu se poate așa ceva. Cum putem accepta ca un guvern incompetent, ministrul muncii, să ne mintă? Corupție, justiție, nu corupție, justiție, nu corupție, justiție, nu corupție, justiție, nu corupție. Domnule Dragnea, domnilor parlamentari din comisii, să știți un lucru, noi, românii, o sprijinim pe doamna Codruța Chioveși pentru a vă trimite la pușcărie. Ați încălcat legea, locul vostru nu este în parlament, ci la pușcărie. Perseverenți, asta vă cer. De acum încolo să ieșim în seară de seară aici, să strigăm, să scandăm, să ne vadă. Trebuie să vadă că nu suntem indiferenți. Nu putem să-i mai lăsăm să fure țara asta, ne fură viitorul nostru și al copiilor noștri și al nepoților noștri. Ne-au îndatorat pe următorii 25 de ani la fonduri mondiale și la bănci și pe piețe monetare externe. Oamenii ăștia sunt incompetenți. Gândiți-vă că locul de muncă pe care îl aveți nu vă poate asigura
tot ce aveți nevoie de la un serviciu public. Serviciu public înseamnă spital, primărie, poliție. Toate aceste instituții sunt corupte de la șefi, de la șefii care le conduc până la ultimul om din stradă. Înțelegeți că nu asta înseamnă siguranță. Faptul că îi lăsăm să creadă că ne-am plictisit ne dă curaj. Ieșim seară de seară aici. Nu suntem instigatori, vrem doar să transmitem mesaje, vrem doar să fim văzuți și vrem să fim auziți. Nu instigăm pe nimeni, nu ne împingem cu nimeni. Ceea ce s-a întâmplat la CCR ieri, singura mea rugăminte către voi este să ieșiți seară de seară, să vă aduceți prieteni, cunoștințe, cu o pancartă, cu un fluier. Este suficient să ieșim, să facem gălăgie și să fim perseverenți. Atât vă cer, vă mulțumesc! Pe pagina mea de Facebook găsiți toate detaliile. Nu corupție! Justiție! Nu corupție! Justiție! Nu corupție! Justiție! Nu corupție! Din cauza noastră, pentru că suntem pasivi, stăm în casă, ne certăm, în loc să ieșim toți în stradă, să fim o forță, uniți, vom fi puternici. Prin unitate putem dărâma orice sistem, dar fără teamă și fără frică. Și calculați-vă cât plătiți din munca voastră către statul român. 62% din munca voastră se duce către statul român. Simțiți că ceea ce voi plătiți către statul român se întoarce în servicii publice? Nu! Lucrurile astea, oamenii ăștia au neînțeles. Instituțiile publice sunt pentru noi. Oamenii din instituțiile publice trebuie să lucreze în interesul cetățeanului, nu în interesul politicianului. Vă îndemn să vă implicați și în politică, pentru că nu sunt oameni de calitate în politică și de aceea am ajuns aici. Avem nevoie de lideri, avem nevoie de oameni cunoscători și meritocrați. Nu putem să mai lăsăm oameni precum Nicolicea și Nicolae și Tăncilă și Carmen Dan și Dragnea și Tăricianu și tot parlamentul, 80% din parlament, să ne conducă. Este singurul lucru pe care vi-l cer, să vă documentați ce se întâmplă cu banii voștri și să înțelegeți că ceea ce se întâmplă acum este o acaparare a instituțiilor publice de către un grup infracțional organizat. Domnule jandar, ce vreți să spuneți? Vă rog! Domnilor care sunt aici, sunteți aici, încă o dată vă arăt faptul că ați fost avertizați verbal, dar continuați cu această activitate de folosire a sistemului de sonorizare, veți fi sancționați conform legii 66. Cât e asta? Vă mulțumesc! Cât e amenda? Nu că strângem banii acum! E normal, nu? Public, nu e ne închideți gura? Ne închideți cumva? Gura? Niciodată! Justiție! Nu corupție! Justiție! Nu corupție! Justiție! Nu corupție! Justiție! Nu corupție! Dar cum se face când sună la un... Conformă Constituției României, orice persoană are dreptul să se exprime liber, cu păsării îngrăzită de liberea. Acum dă prin stație și în această cască țipă cu coș la el. Îi zice cu coș, ridică-i! Mă rog frumos, nu stați în calea mea. Bune. Demnitatea noastră! Onoarea noastră! Nu o putem suporta să fie călcată în picioare de către politicieni corupți! Domnule capitan, vă mulțumim pentru că îl apărați pe domnul Popoș! Nu! Ceea ce primiți de la dânsul trebuie să executați. Vă mulțumim. Să îi se comunice. În mod normal, e trotuar public. Stăm în mod normal și legal ar trebui ca cine coordonează aici să decide. România! Ordinele de la... Prindește-te! România! Prindește-te! Băcat! Băcat! Să ne apărăm țara! Fiecare român trebuie să-și apere identitatea lui! Fiecare!
țara asta vrea să fie sau nu condusă de hoți. Dacă nu găsiți o întrebare, vă propunem noi una. Sunteți de acord ca persoanele condamnate pentru infracțiuni comise cu intenție să ocupe funcții publice? Vreau să știu și eu răspunsul la această întrebare. Analfabeta! 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 Nu-i place să audă. Penali! 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 Este deja validat din anul 2009. De ce nu este pus în funcțiune, cum a spus doamna, analfabetă? În funcție. 300 de parlamentari, cel mai bun număr pentru Parlamentul României. Să avem cei mai buni oameni, dintre cei mai buni. Asta dorim. Noi ne iubim țara, dar asta nu a plecat din ea și nu va pleca. Dar români, trebuie să fim toți uniți, să fim puternici, numărul mare de români. Orice sistem nu va sta în fața lui, ci va pica, cum a picat în 89, sistemul comunist. Referendum! 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 Este foarte important să nu cedăm. Este foarte important să știm că partea cea mai întunecată a nopții e chiar înainte de răsărit. Trebuie să rămânem puternici, trebuie să rămânem optimiști. Și dacă doar unul suntem, adevărul tot adevăr rămâne. Noi suntem de partea corectă și bună a istoriei. Trebuie să luptăm și trebuie să intrăm în cărțile de istorie cu ce facem aici. Nu renunțăm, nu cedăm, luptăm până la capăt și cerem președintelui țării să pornească referendum pentru toți să știm dacă suntem hoți. Referendum! 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 Vă face mult iubită pentru dumneavoastră! Infractorul Liviu Dragnea, un infractor nu poate și nu trebuie să schimbe legile justiției ca să scape de pușcărie. Mă adresez celor din piață și celor care se uită la noi pe Facebook. Peste tot pe unde mergem în țară, primesc o întrebare, o întrebare pe care o puneți cu toții. Ce putem să facem mai mult? Putem face foarte mult, oameni buni. În primul rând, putem face foarte mult dacă suntem uniți. Toate grupurile civice, toate vocile rezist, trebuie să fie unite în acest moment. Dacă suntem divizați, mafia poate să-și facă jocurile cu România. În al doilea rând, oameni buni, avem o forță uriașă de partea noastră. Este forța bunului simț, forța onestității. Chiar dacă nu sunt mulți oameni aici în stradă alături de noi, ei ne urmăresc, ei sunt pregătiți să vină în stradă. De aceea trebuie ca fiecare dintre voi să faceți ceea ce fac eu de un an și jumătate. Luați telefonul și intrați în live și spuneți-vă punctul de vedere. Haideți să facem în așa fel încât vocea noastră să fie multiplicată în mii și mii de alte voci care împreună să se ducă până la ultimul utilizator de Facebook din această țară. Și mai putem să facem ceva, ceva ce poate să ducă la modificarea Constituției. Avem o petiție, fără penali în funcții publice. Nu numai că trebuie să o semnați cu toții, cei care sunteți în piață ați semnat cu siguranță toți, cei care se uită la noi pe rețele sociale, dar trebuie ca fiecare dintre voi să intre pe site, să tipărească tabelul aferent județului în care locuiește, și să meargă la prietenii lui, să meargă la vecinii lui, să meargă la toți cei pe care îi cunoaște, la toți cei care au încredere în el și să le ceară să semneze acea petiție.
Este foarte important, oameni buni, ca această inițiativă cetățenească să strângă cele 500.000 de semnături necesare începerii procedurii pentru modificarea Constituției. Este un mod practic și direct prin care putem să-l oprim pe infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea. Și în final, mai este un lucru pe care trebuie să-l facem cu toții, să mergem la vot, oameni buni. Dacă noi repetăm experiența de la ultimele alegeri parlamentare, când pe fondul absenteismului masiv 3,2 milioane de oameni au ales pentru 18,5 milioane de oameni cu drept de vot, România nu va mai avea niciun viitor. Noi trebuie de acum să începem să vorbim despre asta pe rețele sociale, direct, cu toți cunoscuții, cu toți prietenii noștri, să le cerem ca la următoarele alegeri să se mobilizeze, să cerem românilor din diaspora să vină și să voteze în România. Cristian a vorbit despre școlile care cad peste copiii noștri. Vreau să vă spun acum ceva. Ați declarat în urmă cu un an și 7 luni și vă spun în fața tuturor, în nume propriu și nefăcând parte din nicio organizație civică, eu, cetățean român, Vlad Teodora, nu voi renunța la această luptă. Voi merge zi de zi, voi striga până când voi rămâne fără glas pentru copiii mei și pentru nepoții mei. Mame românce, sunteți o forță, nici nu știți câtă putere aveți, femeie române. Ieșiți în stradă pentru siguranța copiilor voștri. Ieșiți în nume propriu, din datorie morală. Sunteți mame până la moarte. Faceți-vă datoria. Altfel, sistemul ne va ucide pe noi și va termina pe copii. Da, generos, domnul Jandar. Da, da, generos. Și să nu legem două forme. Asemenea, celor care astăzi amendat și astăzi, în fruntă, cu asta statului, orice protest apar, proasta statului, e în fruntea statului, proasta statului, e în fruntea statului. În alveola centrală dumneavoastră nu ați ajuns. E în fruntea statului. Bine! Ați vrut să comportăm? Bună seara! Spuneți! Încă o amendat? Eu sunt dezamăgit, nici o lipsire. Nu, dar nu, dumneavoastră nu. Nu pe loc. Aveți un cont pentru amenzi, adică să vă sprijinim dacă primiți amendă? Nu! Nu doresc să pe declic, pe declic! Infractorii trebuie să trăiască din ceva, da? Nu, nu, nu! Never ever! Noi ne contestăm toate amenziile! Analfabeta! Analfabeta! Analfabeta!